ziua, sunt Tatiana Anastas și vă prezint știrile Pro TV, iată care sunt cele mai importante subiecte ale zilei. Cu focuri de artificii și mulțimea îmbulzindu-se în fața scenei, Renato Usatăi i-a anunțat că va candida la alegerile prezidențiale. Я объявляю о своем участии в выборах президента Республики Молдова. Inaugurarea gazoductului Iași-Ungheni-Chișinău, care n-ar fi scăpat de dependența față de gazul rusesc, a fost amânată pentru că e pandemie, explică guvernul. Igor Dodon a plecat totuși pe muntele Athos, deși ieri nu voia să spună că va face această deplasare. Și dacă astăzi nu plec, atunci cine-i balabol? Moldovenii care vor reveni și după 1 septembrie din România, Ucraina, Spania, Franța ori Statele Unite vor sta în carantină. Ministerul Sănătății a publicat lista țărilor pentru care regimul de autoizolare nu va fi ridicat. În listă nu figurează Turcia, Rusia sau Bulgaria, iar asta înseamnă că cei veniți de acolo nu vor sta în carantină. Lista integrală o găsiți pe site-ul protv.md. Aceasta va fi actualizată la fiecare 2 săptămâni. Renato Usatăi a anunțat că va candida la prezidențiale. Aseară el a ținut un discurs în centrul orașului Bălți, iar o mulțime de locuitori s-au îmbulzit în fața scenei. Acum primar de Bălți, Usatăi spune că merge în alegeri pentru a opri hoția. Manifestația, care a numărat cu mult peste 50 de persoane, s-a încheiat cu focuri de artificii. Я объявляю о своем участии в выборах президента Республики Молдова. De ziua independenței, Renato Usatăi a anunțat că declară război sistemului banditesc și corupt. За этот месяц я получил десятки тысяч видеосообщений, текстовых сообщений и фотографий с хэштегами Ренато Усатый президент, Ренато Усатый президенте. Спасибо вам за доверие. Ca să-și anunțe intenția, primarul de Bălți a organizat o conferință de presă în centrul orașului și a vorbit în fața mulțimii, care, în mod evident, număra peste 50 de persoane, lucru interzis în perioada stării de urgență în sănătate publică. Formațiunea Partidul Nostru susține însă că toți cei prezenți au păstrat distanța fizică și au purtat măști, deși în imagini se vede că oamenii stăteau unii lângă alții. Poporul Moldovei are nevoie de un președinte, nu de un culoc boțât. Evenimentul s-a încheiat cu focuri de artificii. 200.000 de lei l-au costat pe Usatăi organizarea manifestației. Suma a fost achitată de partid, spune el. Renato Usatăi este acuzat de maiul rusesc de participarea la spălarea a 500 de miliarde de ruble din Federația Rusă împreună cu Plahotniuc și Platon. Usatăi spune că dosarul i-a fost fabricat la comandă. În Moldova, primarul de Bălți este cercetat în dosarul de tentativă de omor al omului de afaceri Gherban Gorbunțov. El se declară nevinovat, în timp ce Pece Cox nu vrea să spună la ce etapă se află cazul. Politicianul a vrut să participe și la prezidențialele din 2016, dar candidatura sa nu a fost acceptată deoarece cu puțin timp înainte de startul campaniei electorale a fost modificat codul electoral. Potrivit modificărilor de atunci, candidații trebuiau să aibă cel puțin 40 de ani pentru a pretinde la fotoliul de președinte. Iar Usatăi nu avea acea vârstă. Prezidențialele vor avea loc pe 1 noiembrie. Până în prezent și-au anunțat intenția de a concura Maia Sandu, Andrei Năstase, Octavian Țicu și Dorin Chirtoacă. Gazoductul Iași-Ungheni-Chișinău nu a fost inaugurat ieri de ziua independenței, așa cum se preconiza din cauza pandemiei. Este explicația care vine astăzi de la guvern, după ce acum câteva săptămâni Ion Chicu spunea că la eveniment este invitat și premierul României. Igor Dodon susține că habar nu are ce se întâmple cu gazoductul, care ar urma să reducă dependența Moldovei de gazul rusesc. Fiindcă 27 august este mare sărbătoare la noi, un asemenea obiectiv merită un eveniment frumos de dare exploatare, de lansare în funcțiune și cu această ocazie vreau să vă anunț că am remis în adresa prim-ministrului României, domnului Ludovic Orban, o invitație de a participa la acest
eveniment. Ceea ce pentru ieri se anunța a fi un eveniment grandios a fost trecut sub tăcere de autorități. Nici măcar jurnaliștii nu au fost anunțați și abia cu o seară înainte ni s-a spus că inaugurarea gazoductului nu e pe agendă. Consilierul pe comunicare al premierului susține astăzi că prim-ministrul a decis să amâne desfășurarea evenimentului festiv până la finalizarea definitivă a pandemiei. Pe de altă parte, obiectivul energetic este dat tehnic în exploatare și în caz de necesitate, urgență, poate fi utilizat. Totodată, din raționamente exclusiv economice, în următoarele perioade, este puțin probabilă utilizarea acestui gazoduct pentru scopurile inițial declarate, se arată în mesajul executivului. Aseară l-am întrebat pe Igor Dodon ce știe el despre amânarea inaugurării, dar... Cu gazoductul nu m-a ocupat astăzi, cu stadionul. Lucrările de extindere a conductei de la Ungheni la Chișinău au început în februarie 2019. S-a muncit pe o lungime de 120 de kilometri, iar valoarea proiectului, finanțat integral de România, a fost de 76 de milioane de euro. Gazoductul este operat de compania Vestmol Transgaz. Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare anunță că a cumpărat un pachet de 25% din Vestmol Transgaz, investind astfel 20 de milioane de euro. Rostul acestui proiect este de a diversifica piața de gaze din Moldova, care este dependent acum exclusiv de gazul rusesc. Igor Dodon a fost huiduit ieri de ziua independenței și dimineața și seara. Discursul său de la inaugurarea arenei a fost bruiat de oamenii care s-au întrebat ce caută președintele la acest eveniment. Vă spun că am semnat câteva diplome pentru a fi acordate celor care... El a venit la deschidere, dar nu a participat nici cu un leu la stadionul ăsta. Aflați din ce bani s-a construit arena și vedeți cum arată în câteva minute la știri. Dacă până acum nu le-a fost clar cum vor învăța elevii și au fost anunțați abia pe ultima sută de metri, cu doar 4 zile înainte de 1 septembrie, părinții au dat fuga la cumpărături. Astăzi, la târgurile organizate în sectoarele capitalei, lumea roia. Unii au cheltuit și câte 10.000 de lei, dar mulți au luat doar strictul necesar, pentru că cine știe ce va fi, zic ei. Caiete, creioane, săcouri și cămăși, de toate găseai astăzi la târgul din sectorul Buiucani al capitalei, dar și în pungile cumpărătorilor. Este mai accesibil aici, mi pare mai ușor, adică e sub aer liber decât închis. Cât a stat pe ghiozdan? 380. Ghiozdanul este printre accesoriile fără de care un elev nu are ce căuta la școală. Avem ghiozdane turcești plus... La toată producția de calitate turcească lucrăm cu calitate autohtonă. Vânzătorii spun că oamenii caută calitate, dar și preț mic. Ce-ați cumpărat? O rochetă pentru fetiță. O coftiță așa. În jur la 1.000-1.200 de lei. De-abia aștept să mă duc la școală. Pentru că lista de cumpărături e mare, cheltuielile sunt pe măsură. Unii au venit cu portofelul plin și au plecat cu el gol. Ne ducem să-i cumpărăm din călțat ceva? Restul le-am procurat, da. Cât ați cheltuit pentru a-l pregăti de școală? O sumă foarte scumpă. Se îmbracă la 8.000 de lei. Ne uităm să luăm calitativ ceva bun. Întrucât elevii vor împina lecțiile online cu prezența fizică în școală, unii părinți spun că se limitează la strictul necesar. Am 2 copii, clasa 3 și clasa 2. Multe de cumpărat pentru 2? Da, rechizite. Cu hainele mai așteptăm, fiindcă încă nu știm ce va fi cu școala. Vânzări sunt. Lumea se preocupă pentru școală, comparativ cu anii precedenți, un pic mai puțin. Cei de la primărie au anunțat că pentru elevi vor fi troleibuze speciale pentru ca aceștia să aibă un drum sigur spre instituția de învățământ. Astfel, fiecare al patrulea vehicul de pe rutele 8, 10, 22, 24 și 25 va fi destinat elevilor. Modificări vor fi făcute și pentru rutele de autobuz 5, 19, 23 și 26. Regula va fi valabilă în intervalul de timp 6.50 și 8.45 și este un proiect pilot. Directorul grădiniței este cel care va stabili câte ore se vor afla micuții în instituție. Astăzi, Comisia Națională de Sănătate a luat această decizie, modificând astfel prevederea anterioară conform căreia instituțiile urmau să fie deschise între 7 și 9 ore pe zi.
Programul de activitate al instituției se va stabili de către administrația instituției de educație timpurie, coordonat cu autoritatea publică locală. Părinților li se va recomanda, după posibilitate, să ia copilul acasă mai devreme. Se arată în hotărârea Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică. Asta deși acum o lună spunea că instituțiile de educație timpurie vor stabili un program redus de activitate, nu mai mare de 7-9 ore, cu aflarea copiilor în instituție nu mai mult de 5-7 ore. Astfel, directorul grădiniței va decide câte ore va activa instituția. Obligativitatea ca fiecăror 12 copii să le revină 2 educatori a fost și ea anulată. Se întâmplă în condițiile în care sistemul educațional preșcolar se confruntă cu o lipsă acută de cadre, astfel că numărul educatorilor va fi ajustat. Nu se spune însă cum. Autoritățile recomandă ca micuții să fie aduși și luați din instituție de una și aceeași persoană cu vârsta mai mare de 16 ani, iar transportarea copiilor cu autobuzul școlar se va face doar în funcție de numărul de locuri. Recent, mai mulți părinți s-au plâns că nu știu ce vor face cu copiii în cazul în care instituțiile vor avea program redus. Dacă aceștia ar fi aduși la 7:30, cum era până acum, ar însemna că între 15:30 și 16:30 se ia, timp în care aceștia se află încă la muncă. În acest sens, a fost pornită online și o petiție care a adunat până acum aproape 1500 de semnături. Lumea multă s-a adunat astăzi la biserici ca să marcheze trecerea în neființa Sfintei Fecioare Maria. În unele lăcașuri slujbele au fost oficiate afară, iar în uriașii s-au îmbulzit la cumpărat lumânări și la pomelnice. Oamenii spun că au venit să se roage pentru sănătate și pentru o lume mai bună. Deși la poarta mănăstirii Sfântul Mare Mucenic Teodor Tiron era scris pe o foaie că accesul fără măști nu este permis, nu toți credincioșii le aveau. Cel mai mare rând s-a format la intrarea unde se vindeau lumânări și se notau numele pentru pomenire. Un angajat al mănăstirii le-a cerut enoriașilor să respecte regulile, dar oamenii au continuat să stea unii lângă alții. Păstrați, vă rog, distanța! Nina a venit tocmai de la Costești ca să participe la slujba de sărbătoare. Spune că merge des la biserică și se roagă pentru sănătate, prosperitate și bunăstare. La biserică ne rugăm pentru familie, pentru copii explicați, nelepădați și-a rămas singur. Tot astăzi s-a finalizat postul care a durat 2 săptămâni, dar fiindcă și vineri este zi de post. Astăzi nu se mănâncă de fruct, astăzi de grăsime la pește. Situația era asemănătoare și la Catedrala Metropolitană. Preoții și-au mutat altarul din interior pe scări, iar principalul oaspete al slujbei a fost Mitropolitul Chișinăului și al întregii Moldove, Vladimir, înconjurat de alți clerici și oameni din mulțime. Totodată, credincioșii au făcut rând la spovedanie. Deși liturghia avea loc în curte, doritorii puteau intra liber în biserică pentru a prinde o lumânare sau pentru a săruta icoanele. Nouă însă nu ni s-a permis accesul. Să ne închinăm Sfintei Fecioare Marie. Astăzi cum sărbătoriți? Cam toate sărbătorile, ca în ziua de Paște. Să se roage a venit și Alina și a ales un colț mai retras, spunând că așa vrea să-și păzească familia de riscul de a se îmbolnăvi. În această zi nu se muncește, se roagă, mergem la biserică, ne rugăm, sărbătorim în familie, ne reunim rudele, prieteni. Ați încercat să vă apropiați, să sărutați icoanele? Nu. Deja-ți astfel, nu? Să vă zic sincer, eu m-aș apropia, da. Dar în principiu, da, lumea se protejează. Cum e legea, lege. În cursul anului sunt mai multe sărbători dedicate Sfintei Fecioare Maria, dar aceasta este cea mai importantă. Dacă nu plec, cine-i balabol, a spus ieri Igor Dodon, iar astăzi a plecat. Președintele a anunțat că își va petrece sfârșitul de săptămână în rugăciune pe muntele Athos. Acum 2 zile, USAT i-a anunțat că Dodon urmează să plece alături de 14 bodyguards ca să se roage pentru un nou mandat.
Acest sfârșit de săptămână îl voi petrece în smerenie și rugăciune împreună cu călugării de pe muntele Athos, a scris Igor Dodon pe pagina sa de Facebook. Despre asta a anunțat cu o zi în urmă Renato Usatăi, care a publicat și un document de la Serviciul Protecție și Pază de Stat, în care era indicat că președintele va fi însoțit de 14 bodyguards. SPPS însă nu ne-a oferit nici acum un răspuns dacă documentul este veridic. Întrebat despre asta ieri, Dodon a evitat să spună dacă pleacă sau nu. Și dacă astăzi nu plec, atunci cine-i balabol? Răspunsul la întrebare la viață. Așadar, președintele, care s-a angajat să conducă echipa care gestionează criza legată de coronavirus și să găsească soluții, spune că se va ruga acolo și pentru asta. Luna septembrie vine cu noi încercări pentru poporul nostru. Începe școala în condiții de pandemie, se reiau o serie de alte activități. Avem încă un drum greu de parcurs prin această pandemie care afectează întreaga lume. De aceea vă îndemn pe toți cei care puteți să petreceți aceste zile în liniște sufletească și rugăciune, a mai scris Dodon. Potrivit lui Usatăi, acolo Igor Dodon ar urma să aibă o întrevedere secretă cu cineva de la Moscova și se va întoarce pe 31 august. Dar președintele nu a scris nimic despre asta și nici nu a comentat declarațiile primarului de Bălți. Și deputatul Iuri Ereniță a vorbit despre faptul că Igor Dodon ar urma să plece. Acesta a publicat și lista cu întreaga delegație care îl însoțește pe președinte. Responsabilii de la Serviciul de Presă al președinției au refuzat să comenteze declarațiile lui Usatăi, spunând că vizita este una privată și că fiecare își achită cheltuielile de deplasare din bani proprii. Este al cincilea an la rând de când Igor Dodon merge în vacanță pe muntele Athos. De fiecare dată, el merge însoțit de fotografi și cameramani ca mai apoi să posteze poze și imagini video. La începutul acestei săptămâni, Igor Dodon s-a întors din vacanța de la Moscova, unde a fost la un sanatoriu. La întoarcerea acesta nu a stat în carantină, motivând că vizita a fost în scop medical. Rusia este gata să intervină în Belarus la semnalul președintelui Lukashenko. Vladimir Putin a anunțat că forțele de ordine sunt pregătite să fie trimise la Minsk dacă situația de acolo va scăpa de sub control. Alexandru Grigorievich poprosil mine sformirovati определенный rezerv из сотрудников правоохранительных органов. И я это сделаю. Tensia a fost criticată de NATO, iar Uniunea Europeană cere o soluționare independentă a crizei, revenind cu detalii în câteva minute. O femeie și cei patru copii ai săi au ajuns la spital aseară după ce căruța în care se aflau a fost izbită de un autoturism pe un drum de lângă satul Troița Nouă, Neninoi. La volan era un bărbat de 30 de ani care spune că a fost orbit de o mașină care venea din față și nu a văzut căruța. Femeia de 40 de ani și copiii s-au ales cu traume ușoare. Poliția a stabilit că ea era în stare de ebrietate, șoferul însă nu. După ce a fost huiduit la depunerea de flori de ieri dimineață, Igor Dodon a încheiat ziua independenței, tot cu huiduieli. El a fost bruiat în timp ce își ținea discursul la deschiderea arenei de fotbal de plajă din parcul la izvor. Arena a fost construită din banii FIFA și ai Federației Moldovenești de Fotbal, după ce primăria a dat terenul în arendă. Veniți la inaugurarea arenei, oamenii l-au huiduit pe președintele în momentul în care acesta și-a făcut apariția la tribună. Ei spun că nu înțeleg ce caută la un asemenea eveniment șeful statului, care nu a avut nicio contribuție financiară. El a venit la deschidere, dar nu a participat nici conliu la stadionul ăsta. Aici unde a fost terenul pentru chișinăuieni, au făcut stadion, care se nu poate intra în niciun oraș andic. Nu, nu e regulă, nu îl vedem, noi își dăm în grădiță aici și ieșe de acolo. Credeți că nu e normal? Nu e normal, de loc. Dacă faci cu oameni, faci cu oameni. Dar... Lucrările de construcție a noului stadion au costat peste 1 milion de euro. 80% din cheltuieli au fost acoperite de forul internațional FIFA, iar restul de Federația Moldovenească de Fotbal. Arena a fost ridicată după ce primăria a dat în arendă pentru un termen de 25 de ani terenul din parcul la izvor. La întrebarea cu ce a contribuit el la construcția arenei, Dodon a spus: fără conlucrarea tuturor autorităților statului, un astfel de obiectiv este imposibil de construit în așa termen. Anterior nu era lucrare între municipalitate și guvern, între președinție, guvern și parlament. Totodată, Igor Dodon a declarat că în timpul apropiat va fi deschisă și arena Chișinău, cea care trebuia să fie inaugurată încă în octombrie anul trecut de hramul orașului, însă așa și nu a mai primit niciun vizitator. Sunt necesare surse suplimentare care se duc negocieri ca investitorul să vină cu aceste surse care a construit până acum,
ca să nu căutăm bani în buget. Trebuie să deschidem acest obiectiv până la sfârșitul anului. Noua arenă din parcul la Izvor are o capacitate de 1000 de locuri și poate să găzduiască mai multe evenimente sportive. Pe lângă competițiile de fotbal pe plajă, pe teren pot fi disputate turnee de rugby, volei, mini-fotbal, dar și altele. În începutul toamnii noi acoperim terenul și până în luna mai, astfel ca genurile de sport de iarnă vor putea fi practicate pe acest edificiu. Pe arenă sunt 4 vestiare pentru jucători și o cabină specială pentru arbitraj, iar în fața tribunei centrale este instalat un ecran mare care afișează mai multe informații în timpul meciurilor. Aproape 30 de jurnaliști au ajuns pe mâna mascaților de la Minsk când se pregăteau să relateze despre protestele din centrul orașului. Un reprezentant al Ministerului de Interne din Belarus a declarat că jurnaliștii locali, dar și străini, au fost duși la secția de poliție pentru a li se verifica acreditările. Între timp, Alexandru Lukashenko a spus că va răspunde cu aceeași monedă dacă Uniunea Europeană va veni cu o listă de sancțiuni. Mascații nu au aplicat forța pentru a-i reține pe cei aproximativ 30 de jurnaliști veniți să relateze despre protestele de aseară de la Minsk. Toți, inclusiv câțiva din Rusia, au fost urcați în dubiță și duși la o secție de poliție. Radio Svoboda, ne-a proverit acreditația. Mi-a tak samo zabirajut? Ulterior, Ministerul de Interne a venit cu explicații. Jurnaliștii nu au fost reținuți, ci doar conduși la comisariat pentru a li se verifica acreditările, au spus responsabilii de acolo. Chiar și așa, unii dintre ziariști au declarat că li s-a cerut să șteargă fotografiile și imaginile video surprinse în timpul manifestațiilor. Скажіть, чому нас затримлюють? Можна довідатися? Включайте камеру, мікрофон. La protestele de aseară din Minsk s-au adunat peste 1000 de oameni, nici ploaia nu i-a făcut pe aceștia să se împrăștie. La un moment dat însă au intervenit scutierii. Astăzi Ucraina a anunțat că ar putea veni cu sancțiuni împotriva Belarusului, dar așteaptă mai întâi să vadă ce sancțiuni va impune Uniunea Europeană. Alexandru Lukashenko a avut o replică imediat, spunând că el va răspunde cu aceeași monedă. Мы им покажем, что такое санкции. Они зажрались и забыли, что такое Беларусь. И думали, что, знаете, нас можно наклонить, танками там попугать, ракетами. Посмотрим, кто еще кого попугает. Лукашенко, în vârstă de 65 de ani, care se află la conducere în Belarus de 26 de ani, și-a arătat hotărârea de a rămâne la putere, în ciuda peste 2 săptămâni de proteste împotriva rezultatelor alegerilor prezidențiale din 9 august. Rusia a pregătit o forță de poliție de rezervă care va fi trimisă la Minsk în caz de necesitate la solicitarea lui Alexandru Lukashenko. Despre asta a anunțat președintele Vladimir Putin într-un interviu. El a acuzat puterile occidentale că încearcă să influențeze evoluțiile din Belarus, în timp ce, în opinia sa, Rusia are față de Minsk un comportament mult mai moderat decât europenii și americanii. Alexandru Grigoriș a prosit mine să formulate определенный rezerv из сотрудников правоохранительных органов. И я это сделал. Но мы договорились также, что он не будет использован до тех пор, пока ситуация не будет выходить из-под контроля. Președintele rus consideră că situația din Belarus este în curs de normalizare și deocamdată nu vede necesitatea folosirii unor forțe rusești în această țară. Исходим из того, что всем участникам этого процесса хватит здравого смысла спокойно, без крайностей найти выход. Конечно, если люди вышли на улицу, надо, все должны с этим считаться, слышать это, реагировать. Путин consideră că Moscova este cea mai neutră în cazul situației din Belarus comparativ cu Uniunea Europeană și Statele Unite. Мы действительно достаточно объективно, на мой взгляд, всесторонне, с обеих сторон освещаем события, происходящие в Беларуси. И считаем, что это прежде всего дело самого белорусского общества, белорусского народа. Но нам, безусловно, не безразлично, что там происходит. Это, ну, очень близко, может быть, самая близкая к нам страна. În interviul acordat postului de televiziune de stat, Putin a declarat că cei 33 de militari ruși arestați în Belarus înainte de alegeri au fost trași pe sfoară de către serviciile speciale din Ucraina, care astfel a vrut să deterioreze relațiile dintre Moscova și Minsk. Операция это украинских спецслужб совместно с американскими. Это сейчас это достоверно известно. Да, некоторые участники этого процесса, ну или так наблюдатели, люди
хорошо информированы, они даже не скрывают теперь это. Владимир Путин a vorbit și despre coronavirus și a dat asigurări că vaccinul rusesc este bun. A recunoscut însă că a fost înregistrat înainte să fie testat pe scară largă. Мы сделали всё, что необходимо для того, чтобы провести регистрацию. С условием, как у нас говорят. Это условие дальнейшее исследование этого препарата в ходе его массового применения. Так что мы сделали это в строгом соответствии с российским законом. А российские законы вполне соответствуют и там, той мировой практике и нормативному регулированию, которое принимается и в других странах. Россия анонсат ка анрегистрат примул вакцин împotriva коронавирусului la jumătatea lunii august și l-a numit Sputnik V, făcând aluzie la primul satelit care a zburat în spațiu și a fost lansat tot de ruși. Atunci experții au lansat ideea că doar ca să fie primii rușii au pășit peste fazele necesare de testare a vaccinului. Preparatul deocamdată nu a fost aprobat de Organizația Mondială a Sănătății. Anterior, președintele Igor Dodon a declarat că a cerut oficial Rusiei vaccinul pentru cetățenii moldoveni și a spus că este gata să se imunizeze primul. Cu o forță năucitoare, uraganul Laura a lăsat în urmă pagube masive pe coasta americană, inundații, locuințe distruse, o jumătate de milion de oameni fără curent electric și un incendiu de proporții la o uzină chimică. Furtuna monstruoasă, după cum au descris-o specialiștii, a făcut și victime, cel puțin 6 persoane și au pierdut viața. Cu rafale de vânt de 240 de kilometri pe oră, furioasa Laura s-a dezlănțuit deasupra statelor Louisiana și Texas. We are in a sheltered area, so we're not getting the full blast of this storm, but the eyewall's really close to us. You know, this storm is clearly roaring, and you're reaching that critical moment here. For anybody who is hunkered inside their home, it's hard to stay standing. După ce a lovit uscatul, urgia a mai slăbit din intensitate. În urmă a lăsat însă un adevărat dezastru. Copaci și stâlpi de electricitate doborâți, clădiri distruse, străzi inundate sau acoperite cu mormane de resturi. The amount of damage around Lake Charles is just incredible. Some of the winds from Hurricane Laura took upper floors of this hotel and ripped it to shreds. Această femeie și fiica ei se consideră norocoase pentru că, deși locuințele a fost distrusă, ele au rămas în viață. When they say mandatory evacuation, get out while you can, listen, get out, 'cause this happened. Soldați din Garda Națională au fost mobilizați de urgență în zonele afectate într-un oraș din Louisiana. La scurt timp după trecerea uraganului, a izbucnit un incendiu la o uzină de produse chimice. Locuitorii din apropiere au fost sfătuiți să se adăpostească, să închidă ferestrele și aerul condiționat, până când pompierii vor reuși să stingă focul, iar fumul gros din aer se va dispersa. În Louisiana și Texas, sute de mii de oameni au rămas fără energie electrică. Furtuna, care a devenit un uragan marți dimineața, a trecut printr-o perioadă de intensificare rapidă și a ajuns la categoria 4. Meteorologii continuă să avertizeze cu privire la inundații. Laura se îndreaptă acum spre Arkansas cu puterea unei furtuni tropicale. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile. Urmează emisiunea O seară perfectă cu Anișoara Login. Eu vă spun la revedere și vă doresc o seară frumoasă.